Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Municipiul Vulcan este localitatea în care duminică dimineața s-au petrecut scene desprinse parcă dintr-un film de groază. Un bărbat a murit după ce a fost înjunghiat, iar un altul a ajuns în stare gravă la spital. Astăzi a fost sărbătorită Ziua Mondială a Sănătății. Cu această ocazie, angajații de la Spitalul de Urgență Petroșani au avut o zi liberă, însă cei mai mulți dintre ei s-au prezentat la muncă pentru a avea grijă de pacienți. A început săptămâna altfel. Sediul Mondo TV a fost luat cu asalt de elevi dornici ca pe viitor să devină jurnaliști. Un mort și doi răniți grav. Acesta este bilanțul tragicului scandal de duminică dimineața din municipiul Vulcan. Amețit bine de aburii alcoolului, un tânăr înarmat cu un cuțit a înjunghiat un alt tânăr mortal, iar altul a ajuns în stare gravă la spital. Pentru fapta sa, autorul omorului riscă ani grei de închisoare. Un tânăr în vârstă de 26 de ani, Claudiu Blaj, angajat ca bodyguard la un bar din municipiul Vulcan, și-a găsit sfârșitul duminică dimineața, după ce a fost înjunghiat, iar patronul, Mihai Robert Otescu, în vârstă de 24 de ani, a ajuns la Spitalul de Urgență din Petroșani, grav rănit de aceeași persoană, cu același cuțit. Agresorul, în vârstă de 24 de ani, a avut un schimb de replici cu un alt consumator din bar, însă, pentru a se răzbuna, a plecat acasă, de unde s-a întors înarmat cu o rangă și cu un cuțit de mari dimensiuni. Din păcate, victime au căzut bodyguardul și patronul localului. În noaptea de 5 pe 6 aprilie 2014, un tânăr din Vulcan a provocat un scandal într-un local din oraș cu un alt consumator, fiind îndepărtat ulterior din acest bar și motivat de faptul că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Tânărul respectiv s-a deplasat acasă, s-a înarmat cu o bară metalică și cu un cuțit de mari dimensiuni, a revenit la localul respectiv, unde în fața clădirii s-a întâlnit cu unul dintre oamenii de ordine, căruia i-a aplicat o lovitură în zona piciorului, secționându-i artera femurală, care a produs în scurt timp decesul acestuia. În aceleași împrejurări, tânărul a aplicat cu același cuțit o lovitură unei alte persoane aflată în apropierea dumnealui, provocându-i și acesteia o leziune care i-a pus viața în pericol cu interesarea ficatului. Cea de-a doua persoană agresată a fost internată în Spitalul de Urgență Petroșani, a fost supusă unei intervenții chirurgicale, constatându-se, așa cum am precizat, că viața dumnealui a fost pusă în pericol. Patronul localului a ajuns în stare gravă la Spitalul de Urgență din Petroșani, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. La același spital a ajuns și agresorul, starea celor doi fiind stabilă. Amândouă persoanele aduse în cursul dimineții de ieri erau într-o stare gravă. Una dintre victime a trebuit internată și intervenit chirurgical, cealaltă a fost internată direct pe ATI neurochirurgie. La ora actuală sunt în continuare internați pe neurochirurgia ATI, respectiv chirurgia ATI, în stare stabilă hemodinamic și tensional. După ce a înjunghiat cele două persoane, agresorul a încercat să fugă, însă mai mulți tineri care au văzut ce s-a întâmplat au fugit după el, l-au prins și i-au aplicat mai multe lovituri. Pe patul de spital, el a fost audiat de procurori, cărora le-a spus că îi pare rău pentru cele întâmplate. Dumnealui a încercat să fugă de la locul incidentului, a fost imobilizat după câțiva metri de persoanele care ajunseseră la locul incidentului și care au constatat că două persoane fuseseră înjunghiate cu cuțitul și probabil în acel context vom stabili, cercetările ulterioare vor stabili, în acel context a fost agresat și dumnealui. A fost și audiat, dumnealui este conștient, a fost audiat, s-au îndeplinit toate actele de urmărire față de dumnealui, nu prezintă leziuni grave. Cel puțin, astea sunt informațiile și datele pe care noi le avem până în prezent. Regretă ceea ce a făcut? Regretă, îi pare foarte rău, dar, din păcate, un om și-a pierdut viața.
Printre cei audiați duminică s-a numărat și colegul victimei, Daniel Nistor. Mama tânărului a ajuns la poliția municipiului Vulcan, foarte îngrijorată, ținând cont că fiul ei era audiat de mai multe ore. I-am venit la copil, că copilul putea ca să ducă cheia la patronul, să iau cheia. Cine e copilul dumneavoastră? Nistor. Îl cheamă Nistor Daniel. Lucrează acolo la bar? Daniel îi pază acolo. A fost și el la seara acolo? Păi a fost aseară de pază acolo. Și ce v-a spus? Ce s-a întâmplat? El atât a văzut că... să steie pe loc, să-l lase în pace, că n-are treabă cu el. Pe urmă că eu n-am mai stat, că eu am plecat acasă de la copil. A pățit ceva el? El a fost rănit? Eu nu pățit nimica. Ce va povesti despre colegului care a murit? El e cu minte, copilul n-avea treabă cu nimeni nici ăla, dar uite, a avut ăla treabă cu el. Pentru ceea ce a făcut, agresorul riscă acum ani grei de închisoare. A fost reținut pe o durată de 24 de ore, s-a formulat propunere de arestare preventivă care va fi prezentată pentru examinare astăzi, Tribunalul Hunedoara. Agresorul, ce riscă? O pedapsă cu închisoarea de la 15 la 25 de ani. Așa cum v-am spus, dumnealui este cercetat pentru două infracțiuni până în prezent. O infracțiune de omor în concurs cu infracțiunea de tentativă la infracțiunea de omor, în condițiile în care cea de-a doua persoană vătămată are șanse de supraviețuire și să sperăm că așa va fi. Sindicatul Muntele a rămas reprezentativ la nivelul complexului energetic Hunedoara. Tribunalul Hunedoara a respins vineri ca nefondate apelurile declarate de sindicatele care au contestat reprezentativitatea obținută de Muntele printr-o sentință a judecătoriei Petroșani. Sindicatul Muntele este cel care rămâne la masa negocierilor cu administrația complexului energetic Hunedoara, după ce Tribunalul Hunedoara a dat o sentință favorabilă în cazul reprezentativității. În cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi la sediul sindicatului, președintele Petre Nica a declarat că principalul obiectiv acum este negocierea unui CCM care să garanteze drepturile angajaților și care să fie înregistrat la ITM. Mâine, în data de 8 aprilie 2014, conform notei scrise pe care am avut-o încheiată joia trecută, respectiv în data de 3, vom începe propriu-zis negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate. Nu vreau să nu readuc aminte faptul că angajatorul ar fi trebuit să demareze această negociere cel târziu în data de 17 a 3-a, iar dacă acesta ar fi respectat legea și decizia instanței de la Petroșan, care iată a fost reconfirmată de către Tribunalul Hunedoara, cu siguranță astăzi nu ne aflam la inițierea negocierii contractului colectiv de muncă, ci într-o fază mult mai avansată, poate că am fi putut vorbi chiar de o finalizare a negocierii contractului colectiv de muncă. De asemenea, spune Nica, Sindicatul Muntele este deschis pentru toți cei care doresc să facă parte din structura sindicală. Rămânem în continuare deschiși tuturor colegilor noștri din celelalte sindicate care doresc să-și reprezinte membrii de sindicat și dacă legiuitorul a spus că Sindicatul Muntele este cel care va negocia și doresc să rămână la masa negocierilor, să vină alături de noi, pentru că o forță sindicală, cu cât este mai mare, cel puțin ca număr de membri de sindicat, cu atâta va fi mai puternică și va putea să păstreze cel puțin drepturile și facilitățile pe care le au atât energeticienii cât și minerii. Tot în cadrul conferinței s-a făcut referire și la întâlnirea de vineri a unei delegații de la Sindicatul Muntele cu ministrul energiei Răzvan Nicolescu, unde s-a discutat despre situația tehnico-economică a complexului energetic Hunedoara. Domnul ministru s-a arătat extrem de deschis și a punctat de data aceasta cele două variante extrem de clare pe care poate să le urmeze complexul energetic Hunedoara. Prima, pe care și-o doresc și dumnealor și evident și noi, este programul de reorganizare, de restructurare al complexului energetic Hunedoara urmat de privatizarea acestuia, iar dacă nu vor exista sorți de izbândă sau rezultatele nu vor fi cele satisfăcătoare, evident, s-a discutat extrem de bărbătește despre intrarea în insolvență a acestuia.
La final, Nica a vorbit și despre angajările din minerit, ce ar urma să se facă începând cu luna viitoare la exploatările de la Vulcan și Lonea. În ultima ședință a Consiliului de Administrație al CEH s-a discutat de 50 de angajări la mina Vulcan și 25 la Lonea. Astăzi a avut loc ediția cu numărul 3 a concursului de cultură generală intitulat Petroșaniul ieri și azi. Detalii mai târziu în jurnal. Specialiștii în explozii de la Insemex Petroșani se pregătesc să refacă la scară blocul din Călăraș care a sărit în aer anul trecut în ziua de Crăciun. Cercetătorii din Petroșani sunt chemați să dea un verdict în această situație. Doi oameni au murit, 5 au fost răniți și toate apartamentele unui bloc din Călăraș au fost afectate din cauza unei explozii puternice. Cercetătorii de la Petroșan, specialiști în astfel de situații, vor reface la scară blocul și vor scoate la iveală ce a provocat explozia. Totul se va petrece în laboratoarele de la Petroșani, unde va fi refăcut întreg ansamblul de locuințe care a fost distrus de suflul exploziei. Recent ne-a sosit ordonanța de la parchetul din Călăraș, prin care suntem solicitați să efectuăm expertiza tehnică pentru explozia care a avut loc în data de 25 decembrie 2013 la un bloc din acea localitate, și colegii mei au început deja să organizeze simulările, machetele, standurile pentru această lucrare. În data de 25 decembrie anul trecut, o acumulare puternică de gaze provenită cel mai probabil de la o butelie dintr-un apartament a ucis doi oameni și întreaga structură de rezistență a clădirii a fost afectată serios. Deocamdată nu se știe care a fost cauza inițierii exploziei și tocmai acest lucru va fi scos la iveală de cei care acum refac în laborator întregul eveniment. Cursurile de formare profesională organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și pentru protecția copilului hunedoara oferă un real ajutor multor hunedoreni. La fel este și în cazul familiei Olteanu din Lupeni. Primăvara lui 2014, în Lupeni, în blocul locuit de rom de pe strada Viitorului, rare ori pășește vreun vizitator. Frigul, întunericul și mirosul greu descurajează de la intrare orice curios. Într-unul dintre apartamente locuiește familia Oltean, cei doi părinți împreună cu 4 copii. Femeia este însărcinată din nou. Optimistă, își strânge în brațe ultimul născut, o fetiță care a venit pe lume cu o dizabilitate care o împiedică să meargă ori să alerge ca orice alt copil. Medicii îi dau pruncului o șansă la viață normală doar dacă îi operează ambele picioare. Banii sunt însă puțini, iar ei vin doar din alocațiile copiilor și din veniturile acordate de către stat. Aveți servici? Nu, eu lucrez particular. Mai prin așa de lucru, de zugrăvit, de tencuiel, faianță, găiese, de astea, nu acolo. Păi și ce bani câștigați într-o lună? Cam puțin. Adică? Cam puțin. Până în 10-12 milioane. Când am de lucru. Anul trecut am fost cu copila la Cluj. N-a rușit nimic ca să-i fac la picioare. Ce probleme are? Sunt torse picioarele. De aici, de la încheietură. De aici, așa. De, la, de ce? De la o. S-au născut. Mi-ar trebui... Am zis că poate mă ajute cineva cu bani ca să mă duc la o operație. Pe la București, pe la Timișoara. Măcar pe ea să o pun pe picioare. De câțiva ani, bărbatul nu are loc de muncă. Muncește cu ziua în construcții, dar este plătit ca muncitor necalificat și munca este sezonieră. De câtva timp, împreună cu alte 25 de persoane, urmează cursul de finisor în construcții, organizat de către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Acolo a aflat că ar avea nevoie de o calificare pentru a obține un loc de muncă stabil. Din bani europeni, instituția și-a propus să ajute persoanele de etnie romă să-și găsească un loc de muncă. La sfârșitul cursului primesc o diplomă și o subvenție de 500 de lei. Niște băieți care sunt foarte pricepuți și oricând pot să iei un loc de muncă, îți pregătiți destul de bine. Nu mi-au făcut niciodată probleme cât au fost aici și mă bucur că muncesc. Bărbatul își face acum speranțe că după cele două luni de curs va putea să își întrețină în sfârșit familia. Cea mai mare dorință a lui este să poată aduna bani pentru operația copilei, chiar dacă asta ar însemna să muncească în străinătate. Chiar acum ziceam la măiere că termin cursul și cu ajutorul Dumnezeu mă duc dincolo. De ce? Ca să câștig bani, ca să pot să-i fac operație. Aici în țară? Nu știu. Și asta ar m-a sunat cineva de la Timișoara ca să mă duc, că are nevoie de zidare. Și am zis, băi, nu pot să plec acum chiar de la curs, că trebuie să iau diplomă.
mai am câteva zile și termin orele de curs. Primăvara lui 2014, Valea Jiului primește o altă mână de ajutor, o altă șansă pentru populația prea des încercată de frământările sociale ale vremii. În fiecare an, la data de 7 aprilie, se celebrează Ziua Mondială a Sănătății pentru a marca apariția Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. Cu această ocazie, angajații spitalului din Petroșani au beneficiat de o zi liberă. Însă, ținând cont de faptul că mulți pacienți au nevoie de atenția lor, cei mai mulți au preferat să vină la muncă. Și un sistem de sănătate șubred are nevoie de o zi a lui. Este de părere managerul Spitalului de Urgență din Petroșani, Alin Vasilescu. Deși lucrurile nu merg bine deloc în sănătate, astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății, cadrele medicale de la Spitalul din Petroșani au beneficiat de o zi liberă, ce ar urma să fie recuperată pe parcursul lunii. Însă cei mai mulți dintre angajați au ales să vină la muncă să acorde îngrijiri medicale pacienților aflați pe patul de spital. Iar și un sistem șubred are dreptul la o zi a lui. Este o zi în care, conform contractului colectiv pe ramură sanitară, personalul angajat în sistemul medical are dreptul la o zi de liber, cu recuperare. Aceasta este modalitatea în care este prevăzută legislația la ora actuală, motiv pentru care în ziua de astăzi, majoritatea colegilor sunt, dacă nu la un program mai redus, sunt liberi. De la cum am văzut trecând prin spital, o mare parte din colegi au venit ca într-o zi normală de lucru să se ocupe de pacienții care există internați sau care au probleme. Am hotărât în spital, având în vedere posibilitatea pe care ne-a oferit-o legiuitorul, să recuperăm în următoarele 3 săptămâni, prelungind programul cu jumătate de oră. Ziua Mondială a Sănătății a fost un bun prilej pentru ca cei din sistem să își exprime dorințele în ceea ce privește îmbunătățirea activității, lucru despre care se vorbește în România de 20 de ani. Pentru spitalul din Petroșani să ajungem să avem și noi o activitate decentă și finanțată conform cu ceea ce facem, nu conform cu niște grile și șabloane pe care le stabilesc unii și alții, iar pentru sistemul sanitar românesc să își încheie odată reforma pe care o face de 20 de ani. Ziua Mondială a Sănătății este aniversată anual la 7 aprilie. În 1948, prima adunare mondială a sănătății a simțit nevoia creării unei zile mondiale a sănătății, iar din 1950, Ziua Mondială a Sănătății a fost celebrată în fiecare an, scopul fiind acela de a crește nivelul de cunoștințe la nivel global pe o anumită temă de sănătate și de a atrage atenția asupra unei zone prioritare de care să se ocupe Organizația Mondială a Sănătății. Singurul institut de profil din România, INSEMEX Petroșani, se pregătește de sărbătoare. Conducerea Institutului de Cercetare va avea evenimente dedicate celor 65 de ani de existență, începând din primăvară și până în iarna acestui an. Cu o vastă experiență în domeniul exploziilor din subteran și de suprafață, cu mii de cazuri scoase la liman de cercetătorii de aici și cu studii elaborate în domeniu unice în lume, INSEMEX Petroșani celebrează anul acesta 65 de ani de existență. Deceniile care au trecut au făcut din singurul institut de cercetare în domeniul exploziv un brand de țară, iar tocmai acest aspect va fi scos la suprafață cu ocazia evenimentelor care vor marca cifra rotundă a anilor scurși în domeniul cercetării. Anul ăsta împlinim 65 de ani de activitate neîntreruptă a INSEMEX și în contextul ăsta ne-am gândit să marcăm evenimentul printr-o serie de mese rotunde organizate pe specificul celor 4 departamente pe care le avem. La modul următor, în luna mai, în 30 mai, va avea loc prima masă rotundă la care vom invita colaboratori și parteneri pentru discuții privind noutățile în domeniu, după care urmează o altă în iunie și încă două, una în septembrie, una în octombrie, urmând ca la apropierea finalului de an, de Ziua Cercetătorului, noiembrie, să organizăm o expoziție mai de prestigiu, mai de amploare, în care de asemenea să invităm să ne întâlnim cu autoritățile statului, colaboratori, beneficiari și așa mai departe.
Potrivit calendarului, cercetătorii de la INSEMEX se adună la o masă rotundă în data de 30 mai, iar tema de discuții va fi legată de cercetările în domeniul instalațiilor și echipamentelor pentru medii explozive. În luna iunie, în data de 30, se iau în discuție aspecte legate de aerajul minier și ventilația industrială. În 26 septembrie 2014 se iau în discuție la INSEMEX aspecte privind explozivii de uz civil și articolele pirotehnice, iar în 16 octombrie se pun pe tapet cele mai recente detalii ale riscurilor, ale salvării și mediului. Ce știm despre Petroșani? Care a fost istoria acestor locuri și care ne sunt înaintașii de valoare? Cam acestea au fost întrebările la care au răspuns elevii liceelor din Valea Jiului. Concursul a avut loc la Petroșani și câștigătorii au plecat acasă cu bani. Întrebări de cultură generală legate de istoria recentă, dar și de cea milenară. Locuri și oameni au fost scoși în actualitate în baza unui concurs la care au luat parte liceenii din Valea Jiului. Împărțiți pe școli, fiecare a răspuns la întrebări legate de Petroșani, aceasta fiind cea de-a treia ediție a concursului intitulat Petroșaniul ieri și azi. Jiul joacă într-o competiție europeană. Care a fost rezultatul în Cupa Cupelor? Organizatorii au fost cei de la Primăria Municipiului Petroșani, dar și profesorii de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, care au constatat că tinerii vin de la un an la altul mai pregătiți. Este un concurs de educație comunitară, iar anul acesta are două secțiuni. O probă sportivă, care s-a desfășurat la Colegiul Economic Hermes, și o probă de cultură generală, care este în desfășurare acum. Concursul evaluează cunoștințele elevilor despre depresiunea Petroșani și tot ce înseamnă acest lucru. Sunt 8 echipaje ale tuturor liceelor din Vale. Copiii văd, din ceea ce văd, sunt mai pregătiți decât în ceilalți ani. Au văzut că nu este de glumă. Consiliul Local a hotărât să ne premieze și anul acesta. Premiază copiii cu o sumă consistentă de bani. Fiecare a făcut ce a știut ca să reprezinte mai bine școala, iar dacă unii s-au descurcat mai bine la proba sportivă, alții au excelat la cea de cultură generală. Totuși, tinerii au fost puși în dificultate atunci când le-am cerut să ne descrie Petroșaniul de azi. Este un oraș foarte frumos, din punct de vedere social și economic. Este un oraș frumos, poți învăța multe și este frumos. Da. Nu toți au avut trac, iar unii liceeni chiar ne-au spus ce ar vrea ei să schimbe la acest oraș, capitală a Văii Jiului. Petroșani, un oraș mic, liniștit, frumos, destul de atracții turistice având în vedere mărimea lui și e un oraș în care ți-ai dori să locuiești într-o lume așa nebună. Dar da. Să schimbi ceva, ce ai schimba la el? Ce a schimba? Nu știu, poate puțin aspectului ca oraș, ar trebui, nu știu, mai recondiționat, mai îngrijit puțin. Este un oraș frumos care îți permite cât de cât să trăiești și mai ales tinerilor le permite să își creeze un viitor cât de cât în lumea sportului, având în vedere că avem și Clubul Jiul și știința. Ce schimba? În primul rând curățenia, așa face tot posibilul să fie mai curat. Câștigătorii au fost premiați, iar pe podium au urcat elevii de la liceele din Petroșani. Mențiunea a ajuns la elevii de la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuș din Petrila. Locul 3 a fost atribuit elevilor de la Colegiul Mihai Eminescu din Petroșani. Pe treapta a doua a podiumului au urcat elevii de la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva. Și locul 1 a fost ocupat de cei de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, ajutat și de rezultatele mari de la probele sportive. Pompierii de la Petroșani și-au deschis astăzi porțile pentru copii în cadrul săptămânii Altfel. Și studiourile Mondo TV și Mondo FM au fost vizitate de copiii curioși și unii chiar dornici să devină jurnaliști.
Astăzi a început săptămâna altfel, în care cadrele didactice vor organiza evenimente care să atragă cât mai mult atenția copiilor. Astfel, cei mici vor putea lua parte la lecții demonstrative și în alte locuri decât în sălile de clasă. Spre exemplu, mai multe grupuri de elevi au trecut astăzi pragul detașamentului de pompieri de la Petroșani, acolo unde au putut vedea echipamentul din dotare și chiar exerciții demonstrative. A început și pentru noi săptămâna altfel decât avem în fiecare zi. I-am întâmpinat cu tehnica din dotare, câteva exerciții demonstrative și toată săptămâna avem planificate grupuri de copii care să ne calce pragul. Pe lângă tehnica de luptă, o serie de exerciții, cum ar fi unul dintre segmentele de pregătire din segmentul motric și o urcare pe scara cu lisane. Copiii au fost de-a dreptul impresionați de tehnica pompierilor și mulți dintre ei se văd deja pe viitor să practice această meserie. Mie mi s-a părut frumoasă. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cum mi-a arătat acolo. Ce v-a arătat? Mi-a arătat cum se antrenează un pompier. Cum ți s-a părut vizita de astăzi aici la pompieri? Bine. Văd că ți-ai pus deja și casca în cap. Ai vrea pe viitor să devii pompier? Da. Ce face un pompier, de fapt? Salvează oamenii. De unde? De la ce? Din foc? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi aici? Când mi-a pus casca pe cap. Mi-a plăcut să ne povestească. Ce v-a povestit? Cum salvează oamenii. De unde? De la ce salvează? De la foc. Din foc. Da. Trebuie să ai curaj ca să faci lucrul ăsta. Da. Și tu ai curaj? Da. Am venit la detașamentul de pompieri Petroșani, întrucât activitățile acestea le plac foarte, foarte mult elevilor și ei sunt în clasa 1 și până la această vârstă nu au avut ocazia să viziteze un detașament de pompieri și ne-am gândit că le-ar face plăcere. Alți elevi au ales să viziteze studiourile Mondo TV și Mondo FM. Copiilor le-au fost explicate elementele de bază privind realizarea știrilor, a talkshow-urilor și chiar a emisiunilor de radio. Întrebările au fost multe, iar răspunsurile i-au făcut pe mulți dintre ei să spună că pe viitor își doresc să devină jurnaliști. De la ce vârstă ați avut înclinații către jurnalism? Prin clasa 6 am făcut prima revistă școlară alături de un alt coleg din presă. Am fost coleg de bancă cu Cătălin Docea, directorul de la ziarul Băieziului, și împreună am făcut o revistă școlară, Academia de Șoc, se numea la școala generală numărul 5 la acel moment din... De lângă noi, de la Parâncu. Din aeroport. Deci de pe la vreo 12 ani. A fost o experiență frumoasă. Am aflat și eu acum cum se montează o emisiune, cât de complicat e și nu e chiar așa ușor cum vedem noi la televizor. Vrei să te faci jurnalist? Posibil. A fost frumos, mi-a plăcut. Mai ales camera antifonică cu pereții de bureți a fost moale și cu butoanele acolo, așa. V-am ales pe dumneavoastră pentru că vreau să-i duc prin tot ce există în Valea Jiului, este și dorința lor să vină să vadă, pentru că este o meserie de viitor sau pentru mulți poate fi un hobby. Mulțumesc domnului Dragoteesc că ne-a primit cu drag și a acordat timp de peste o oră atâtea informații copiilor. Sunt bucuroasă că au înțeles copiii că trebuie să citească, să citească și iar să citească. Programul Săptămâna Altfel constă în derularea la nivelul fiecărei unități de învățământ de activități cu caracter non-formal. Programul își propune implicarea deopotrivă a elevilor și a dascălilor în activități extracurriculare și extrașcolare, care să le valorizeze talentele, preocupările extrașcolare și competențele în domenii cât mai diverse și interesante. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută.